Roșu. Verde. Stați așa. Hei, așteptați, așteptați. Mă scuzi, dar cuvintele corecte sunt roșu și verde. Și eu sunt cel care trebuie să le spună. Nu-i acum timpul de joacă, Daffy. Bunii o să aibă un bebeluș. Un bebeluș? Nu se poate, băi, nu se poate. Silvester, trebuie să o ajutăm pe bunii să aibă grijă de bebeluș. Ești sigur că ai auzit întreaga poveste, Bugs? Desigur, bunii va avea un bebe în această după-amiază. Nu poți avea un bebeluș așa de repede. Ba sigur că poți. Ba nu poți. Ba poți. Ba nu poți. Ba poți. Chiele așa, de unde vin bebelușii? Asta este o întrebare foarte bună, Tweety. Și eu știu răspunsul. Înapoi. Permiteți-mi să vă ilustrez tuturor de unde vin copiii. Poate că nu știați, dar bebelușii cresc din semințe. Semințele sunt adunate de spiriduși în adâncul pădurii zânișoarelor. Spiriduși, a? Semințele sunt plantate în răzoare egale, unde se dezvoltă în niște bebeluși sănătoși. Apoi, bebelușii sunt luați pentru livrare. Wow, stai, Daffy! Sigur nu e așa, doar berzele aduc bebelușii. Și cine crezi tu că este la volan? Ia zi! Oh, bine! Berzele duc apoi bebelușii la magazinul de bebeluși, unde sunt expuși pe rafturi pentru a fi luați acasă. Și uite, dragă Tweety, de unde vin copiii. E fantastic, Daffy! La televizor, bebelușii vin din spitale. Nu prea contează de unde vin, Lola. Bunii au unul în după masa asta și trebuie să o ajutăm să-i poarte de grijă. Lasă că mai vedem noi. Mă duc să o întreb răspicat pe bunii ce e cu toată povestea asta. Mama, mama! Pentru un bebeluș e nevoie de multă muncă și multă energie. Și de multe lucruri.